Salutare, prieteni! Bine ați venit și la lecția numărul 4 din germană pentru începători. Astăzi vom învăța împreună pluralul substantivelor. Substantivele germane au, pentru toate genurile, un singur fel de articol. Di. Deci va fi foarte simplu. Teoretic. De aceea este necesar, când învățăm substantivele, să memorăm și forma lor de plural, pe cât posibil. Știu că vă cer imposibilul, dar voi faceți tot posibilul. Așadar, după cum spuneam, toate au articolul di la plural. Vedeți, în partea dreaptă avem pluralul acestor substantive din partea stângă. Așadar, avem der tiș, der tiș, masa, care este masculin. La plural vom spune di tișe. di tișe. Observați, avem articolul di, dar cuvântul este puțin schimbat tiș la singular și tișe la plural. Dar la fel este și în limba română. Avem masă, mese. La fel este și în limba germană. Nu pentru toate substantivele, dar pentru majoritatea. Avem divand. Divand, care este feminin. Peretele. La plural avem divende. Divende. Observați din nou articolul D, care este pentru plural, atât cât pentru plural, cât și pentru uh, substantivele de gen feminin. Dar cuvântul este puțin schimbat. Avem vand la singular și vende la plural. Și mai avem das glas. Das glas. Paharul, care este de gen neutru. Observăm articolul das. La plural va fi tot "-di" dar cuvântul este puțin schimbat. Este glazer. Di glazer. Paharele. Așadar, la singular este glas, la plural glazer. Cam asta este ceea ce voiam să vă învăț astăzi în mare. Dar nu plecați. Vom face mai multe exemple. Bărbatul der man. Masculin. Articolul der. Der man. La plural di mener. Di Menner. Femeia, di Frau. La plural, di Frauen. Die Frauen. Copilul, das Kind. Das Kind. Neutru. La plural avem die Kinder. Die Kinder. Da, acest Kinder este denumirea celui ou din ciocolată. Acum ați aflat de unde vine vecinul der nachbar, der nachbar, la plural die Nachbarn, die Nachbarn. și prietenul der Freund, der Freund, la plural die Freunde, die Freunde. Așadar observați după cum spuneam că toate formele de plural au articolul di, indiferent de ce gen au la singular. Doar că forma cuvântului este puțin schimbat. De aceea am spus că trebuie să o învățați pe de rost atunci când învățați primul cuvânt. Mai departe, noi avem trei mese și trei scaune. Wir haben drei tische und drei stühle. Și acum repetați împreună cu mine în limba germană. Wir haben drei tische und drei stühle. Pâinile sunt proaspete? Sind die Brote frisch? Sind die Brote frisch? Camera are șase pereți. Das Zimmer hat sechs Wände. Das Zimmer hat sechs Wände. În două ore avem lumină, adică curent. Ich muss sagen, nein, Lumina. In zwei Stunden haben wir Licht. In zwei Stunden haben wir Licht. Verrestrele sunt luminoase. Die Fenster sind Hell. Die Fenster sind Hell. Kamere, au doe. Die Zimmer haben zwei Türen. Die Zimmer haben zwei Türen. În mijloc sunt patru pahare. In der Mitte sind drei Gläser. In der Mitte sind drei Gläser. Și în această lecție vom învăța mai departe numerele de la 10 la 19. Repetăm numerele de la 10 la 12 pe care deja le știm. 10, 10, 10, 11, 11, 11 și 12, 12, 12. Și acum trecem mai departe. 13, 13, 13, 14, 14, 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19. 19. Acum v-ați dat seama de ce am făcut aceste numere separat față de celelalte, de la 13 în sus. Pentru că toate au aceeași formă. Avem baza cuvântului, care este numărul de fapt, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, și adăugăm la fiecare 10, Drai țen, fier țen, și așa mai departe. Este cât se poate de simplu. Cam atât a fost pentru astăzi. Ne vedem la lecția cu numărul 5. Până atunci spor la treabă. Cius!